Un verset din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Frații mei, și cu ocazia acestei conferințe este bine să ne amintim că suntem în bisericile noastre, fiecare biserică locală și cultul în ansamblul lui, suntem o seminție aleasă, așa trebuie să fim, un neam sfânt, un popor care a fost ales de Dumnezeu ca să vestim Evanghelia împărăției Lui și să o vestim cu eficiență, să o vestim cu succes. Cred că este un motiv de rugăciune în vremea aceasta și când Petru scrie aceste cuvinte, le scrie într-un context în care generația cărei se adresează, generația de credincioși, trăia într-un veac din acesta în care erau multe turbulențe și din punct de vedere politic, era multă persecuție, multă prigoană, erau pasibili să accepte compromisuri în viețile lor sau să răspundă într-un spirit firesc. Și Petru le aduce aminte, cum și nouă ne aduce aminte Duhul Domnului astăzi, chiar dacă veacul în care trăim este așa cum este, noi să nu uităm că suntem o seminție aleasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca și în aceste vremuri să vestim puterea lui Dumnezeu cu mult har și cu multă autoritate. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vreau să spun câteva lucruri punctuale prin care putem să fim o seminție aleasă și să ne păstrăm o seminție aleasă. Cunoașteți cu siguranță capitolul 2 în integralitatea lui și unul din lucrurile care ne ajută să ne păstrăm ca o seminție aleasă este să practicăm continuu o igienă spirituală corespunzătoare. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Ne vom păstra o seminție aleasă, un neam sfânt și să avem eficiență și mărturie autentică în veacul acesta dacă vom practica mereu și mereu igiena spirituală consistentă, să lepădăm, să ne curățim, zice Iacov, întărind lucrul acesta, curățiți-vă mâinile, curățiți-vă inimile, spălați-vă mâinile, să avem o inimă curată, frații mei, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este dureros ca peste mireasma, parfumul Evangheliei pe care trebuie să o propovăduim, să fie suprapus danful pestilențial al răutății, al vicleniei, al prefăcătoriei. Unii oameni, peste transpirația trupului, în loc să se spele, aleg să dea cu parfum. Combinația este un cocktail molotov. Ne mirăm de multe ori că oamenii stau departe de bisericile noastre locale, tocmai datorită acestui lucru, dragii mei, pentru că nu practicăm suficient de mult această igienă spirituală și chiar și în această conferință să ne ajute Dumnezeu să nu fim găsiți cu astfel de lucruri despre care Petru zice să ne lepădăm. Ca să ne păstrăm o seminție aleasă, avem nevoie să practicăm o igienă spirituală corespunzătoare. Apoi, avem nevoie să ne hrănim și să hrănim bisericile noastre cu hrana sănătoasă, neamestecată a Cuvântului Dumnezeu. Zice aici Apostolul Petru, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Îmi place expresia aceasta, laptele duhovnicesc și curat, neamestecat, nealterat. Frații mei, ne vom păstra o seminție aleasă în veacul acesta. Dacă vom rămâne la Evanghelie și numai la Evanghelie, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Într-o asemenea vreme, din păcate, se practică și amestecul. Peste Evanghelie venim cu filozofii și filozofi, peste Evanghelie venim cu tot felul de părerologi. Avem nevoie să ne ducem în fața poporului cu această putere nemaipomenită care este Evanghelia și care este plină de Duhul lui Dumnezeu. Vom rămâne o seminție aleasă, fiecare biserică locală va fi un neam sfânt, o mărturie bună în comunitatea în care a fost așezată, dacă vom practica igiena spirituală corespunzătoare.
Dacă ne vom hrăni sănătos și vom hrăni turmele într-un mod sănătos, cu cuvântul lui Dumnezeu și numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Și încă ceva, să urmărim cu obstinație, aș putea spune, să avem o conduită exemplară și noi păstorii și bisericile pe care le păstorim. Dacă vă uitați în continuarea capitolul 2, spune mereu să aveți o purtare sfântă în mijlocul neamurilor, apoi versetul 13, fiți supuși oricărei stăpâniri, apoi vorbind despre cei care sunt angajați în raport cu angajatorii, să fie supuși nu numai celor ce sunt buni și blânzi, chiar și celor ce sunt greu de mulțumit, purtați-vă cu cinste față de toți oamenii, iubiți-i pe frați, o conduită ireproșabilă, igienă spirituală corespunzătoare, hrană sănătoasă a cuvântului și o conduită pe care să o urmărim în viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute. Amin.